La vârsta de 12 ani am mers prima dată la adunare. Tata, deci, propriu zis, noi cam ne tragem din familie de evreu, după nume. Tata meu a fost activist de partid înainte și avea Biblia, una mai mică, asta avea Biblie. O dat pentru Biblia aia, o vândut o juncă de 3 ani pentru Biblie. Avea Biblie, dar era implicat acolo, în partid. Avea și funcție în partid și a venit un consertian, pretin cu tata și l-a invitat să meargă la adunare. Băi, zice, duminică am să viu la adunare. Când a fost duminica, a zis tata, mă, nu-l pot minți pe omul ăsta, mă, du-te tu la adunare. Am mers, eu copil de 12, 13 ani, cam așa, am venit acasă, m-a întrebat tata, măi, cum a fost? Tată, minunat! Ce înțelege un copil de 13 ani despre pocăință, da? În sfârșit, într-o seară, tata a mers la adunare cu mine. Când a intrat în o cameră, era vreo 30-40 de membri, femei și bărbați, cam atâta era. Adunările erau mici atunci, la început. Când a intrat acolo, imediat s-au speriat toți. Ăsta a venit pe unul dintre noi să ne aresteze. Avea puterea asta, comuniștii pe vremea aia și... imediat a fost prorocie. Să vă liniștiți că îi trimăs de mine și l-am ales ca să fie un slujitor al Evangheliei. Toată adunarea a izbucnit rugăciune, la slavă lui Dumnezeu. Ei, după imediat s-a aflat în sat că o fost chemat la partid, amenințat, când l-a sat în Câmpeneș, când auzea tata că intră o mașină noaptea în sat, acolo se ascundea într-un bărău. Era în sfârșit, Dumnezeu l-a izbăvit, așa și s-a pocăit tata, s-a pocăit mama mea. De ce credem noi ca oameni divinitate în Dumnezeu? Eu zic că, în primul rând, omul crede în ceva mai bun decât însăși esența umană. Adică cineva din afara noastră, dintr-un cer în care nu trebuie neapărat văzut, pipăit sau simțit neapărat. Deci ceva în afara existenței noastre care este mai bun decât noi. Și personal de ce credeți? Și personal, omul în general, vedeți dumneavoastră, la necaz, la durere, la o boală, o suferință, simte nevoia unui sprijin extern. De multe ori cei apropiați din familie sau, mă rog, prietenii, amicii nu-i sunt chiar suficient și atunci și în aceste cazuri apelezi la divinitate, te rogi să fie și dacă chiar dorința se împlinește, atunci mulțumesc să vedească este mult mai mare. La vârsta de 19 ani am primit și eu botezul în apă. Cum era să fii creștin în perioada aceea, când dumneavoastră erați tânăr? Ca să vă explic că e adevărat că nebunia tineretului în capul lor era și atunci. Nu chiar ca așa acum, știți pentru ce? Era frică de Dumnezeu. Asta era primul punct, era frică de Dumnezeu. Eram tineri, fetele tinere, măi, gagicile atunci nu era problemă de ai prietene, ai gagică, nici vorbă, era frică de Domnul. Tinerii ca și bătrânii, înainte de a să faci cina Domnului, merg la mărturisire și păstorul imediat ne lua, că... E adevărat, nu era adunări. Adunarea unde am crescut eu era circa 70-80 de membri, cu tineri, cu toți.
mai mici, dar era frică de Dumnezeu. Dacă se întâmpla ca vreunul să comită, nu un păcat, dar și un gând mai urât, în plină adunare, era descoperit că despre tine, tânărule, o venit diavolul sau cam așa ceva și ți-o sugerat ideea asta. Măturisește păcatul, dezbracă-te și așa mai departe. Deși era de încurajare și era frică de Dumnezeu, e adevărat. Să teme, vai de mine, să merg ca tânăr, să îmbrățișez o fată, să ai relații sau discuții cel puțin din astea imorale, ferească Dumnezeu, nici vorbă, dar nu mai mereai la adunare, de frică că te descoperea Dumnezeu acolo. Hai să vă relatez un caz din adunare. Bună oră, unul s-a dus la plug cu boi, acolo de unde stăm noi, de unde era adunarea, la vreo 3 sau 4 km și cum noi o mărs boii pe brazdă, eram țărani, o prins boii și-o înjurat și i-o bătut. Seara o vin la adunare, eram și eu la adunare și am auzit col când a ieșit, astăzi un suflet de bărbat m-a înjurat dintr-o inimă rea, tu ești Agustine, tu. Omul ăla s-a prăbușit, nu era dușul meu pe jos, era lut, ranjat, era vatra aia, ca să, s-a prăbușit, o plâns și o zis, fraților, îi adevărat, uite ce mi s-a întâmplat. Deci asta era în mare pocăința când am cunoscut, când am fost eu matur, oamenii să teme de Dumnezeu, să păzeau de rău, cum v-am explicat, e un cuvânt nefolositor, ai bine, nici voră. Ei, frate, când se întâlneau, bună oră, cum ați venit la mine aici, eu n-am procedat după rânduiala veche. Știți cum era? Să citea un salm, frații se rugau împreună, și pe urmă discutau din scriptură, ba discutau despre anumite prorocii cu privire la ei, cu privire la mărsul bisericii. Tot este, cam așa era, asta era atmosfera frățească, da? Clefetit, vezi ce-o făcut ăla, vezi ce-o făcut aia, nu era așa. Cum v-am spus, să citea un cuvânt din scriptură, să dezbătea texte din scriptură. Adevărat că la țară, mai ales în noiembrie, să termina cu agricultura și până primăvara, până luna mai, frații, apoi erau adunările, erau stăruință, rugăciuni, știți ce e stăruință? Așa, erau stăruință după botez cu Duhul Sfânt, umple cu Duhul Sfânt, daruri date de Domnul prin Duhul Sfânt și... Cam asta era pocăința. Oamenii erau mai apropiați de Dumnezeu și erau mai uniți. Ce credeți că s-a întâmplat între timp? De ce s-a schimbat așa lumea? Timpul ăsta a durat până aproape la Revoluție. Nu fac excepție sau nu voi spune că nu s-a întâmplat și căderi de la pocăință. Au fost și din astea. E adevărat. O fost și căderea alunecări, alții au luat pe panta băuturii, alții au fost că au alunecat cu adulterul, au fost că și-au lăsat și nevestele și copiii, s-au dus cu altele. Ei, căderi din astea au mai fost, dar în mare pocăința era ținută, era frică de Dumnezeu, era ținută la respect și să respecta cuvântul biblic. În mare, pot să zic 90, dacă nu mai mult, de 90%. Ei, timpul ăsta o ținut, să spun așa, până la Revoluție. Dacă m-ați întrebat ce să spun despre mine, mobila asta aici nu avem,
Aici avem numai o canapea, casa aproape goală. O dată pe săptămână aici era plin. Punem în geam 3 pături. În geamul ăsta. Punem 3 pături să nu se vadă lumina afară și să nu se audă în stradă rugăciunile. Pe stradă împatrula securitatea. Eu am fost pus surmărire a securității. Mai pe urmă am să vă relatez și problemele astea. Dar aici, în casa asta, s-au produs rugăciuni, s-au produs și vindecări, fără ungere, fără pastori. Ne-am rugat noi cât am fost aici. Ce reprezintă religia pentru dumneavoastră? Totul. O mare credință. Religia este cea care ne învață să trăim, ne învață să fim buni, ne învață să fim respectuoși și ne învață să iubim. Sunt atât de multe religii în lume, cum știm care este corectă? Asta depinde de credința fiecăruia. Atunci cum ați defini credința? Cum aș defini credința? Ca ceva, ceva sfânt, ceva ce trebuie să se nască în sufletul fiecărui om. Deci cam asta a fost starea spirituală în biserici în anii trecuți. Apoi a venit Revoluția, apoi s-au dezințat locurile astea de rugăciune. Atunci în fiecare seară mergeam la rugăciune. În fiecare seară, luni seara, marți seara era rugăciune în biserică, miercuri seara pe la case, joi seara era rugăciune și în adunare, evangelizare, vineri seara pe la case, sâmbătă seara. În fiecare seară noi umblam la rugăciune, până când a venit liberalizarea, să-i spui așa, nu se potrivește, dar liberalizarea pocăinței, o spun real, liberalizarea pocăinței. Oamenii au început să trăiască mai liberi, mărturisire nu mai făcut, păstorii, cum se întâmplă și astăzi, cina Domnului înainte să lua cu frică, ai de mine, să nu stai săptămâna aia în post. În post, în rugăciune și în mărturisire și să merg la cina Domnului. Vai de mine, nici vorbă. Nu? No. Ei, acum, e așa cum vedeți dumneavoastră. Cum a fost în perioada comunismului? Ne-ați spus că ați fost urmărit de ei, în perioada comunismului, cum v-am amintit, eu eram pus sub supraveghere. Știu că e un cuib aici, e un cuib de pocăiți care se roagă. Ei, ce să vedeți? Nu mai vedem că vin odată, nu le amintesc eu toate, le mai restrâng așa, vin 2 polițai, îmi cer buletinul, zice, domnule, amendă, 50 de lei. Eu avem salarul 800-850 de lei, cam așa avem salarul, 50 de lei amendă. Dar, domnule, dar pentru ce plătesc amendă? Să-ți intre la cap că stai în Cluj. Omăr nevastă mea în vecin, că nu avem nici bani de pâine. Omăr sunt vecini, o ceru 50 de lei. I-o dat la domnii polițai, băia, 50 de lei, o rup chitanță. După ce pleacă, mă uit pe chitanță. Ce scrie? O traversat șoseaua pe loc nemarcat. Era aici în casă. Cum putem eu să traversez strada pe loc nemarcat? Pretextul polițailor, a securității, ca să mă prindă. Ei, apoi ce să vedeți numai? Percheziție. Am avut să-i zic așa, norocul ăsta de percheziție. Acei vecini era o fabrică de cherestea care prelucra cherestea, uși, geamuri și din doi într-o dimineață, eu lucram de după masă. Domnule, unde ai ascuns cheresteaua? Ce cherestea, domnule?
Doamne, unde ai ascuns cheresteaua? Că azi noapte ai furat cherestea de aici, ai trecut-o peste gard. Unde o ai pus? Acum am mai multe încăpri, adevărat. Atunci n-aveam decât camera asta și aia. Aia era și bucătăria dincolo. Și atât, o magzie pentru lemne. Făceam. Doamne, mi s-a urcat în pot, mi-a cotobăit până în casă. Dar unde să bagi în casă cherestea? Asta e la vorba să fie cu iertare, dar e la mintea găinilor. Cherestea să bag în casă. M-a căutat, ăsta a fost pretextul, că eu am furat cherestea. S-a dus, după masă i-a rovnit. Pe când eram eu la servici, o întreabă pe nevastă, unde a băgat bărbatul o cheresteaua? Asta speriată. Domnule dragă, nu a dus nici o cherestea, iar a umblat, o căuta. Nu. Bine, ăștia au plecat. Pe stradă, în patrulau, apoi ce să vedeți, e adevărat, eu meream și în misiune și predicam, e adevărat. Dar predicam de text și nu meream cu textul. Predicam textul care îl puneau frați în biserică, acolo. Eu din ăla am inspirat și din ăla vorbeam. Ei, ce mi se întâmpla? Au fost biserici, hai să vă spun una mai. Mărs în Cugir. Cugirul era împânzit de securitate. Acolo era fabrica de armament și de muniție. Și când am ajuns în biserică, era cu Biblia, m-a așezat pe un scaun pe la mijlocul anării. Vine, după cum am aflat, era pastorul bisericii, zice, auzi, de unde ești? Așa cu voce mare. Zic, sunt din Cluj. Cum te cheamă? Zic, Moise. Măi, tu predici? Zic, da, frate, mă pun la predică, predic. Da, și dacă îmi dă Dumnezeu, predic. Dacă nu, stau pe bancă. Ei, cum te cheamă? Zic, mă numesc Moise Ioan, locuiesc în Cluj, strada, i-a spus numele străzi, numărul străzi, fac parte din biserica, i-am spus de unde fac parte, din care biserică, o notat, treci în von. Domnișoară, când am ajuns la von, am uitat de securitate, am uitat. Și când i-am dat drumul la predica de o jumătate de oră, m-a însoțit Dumnezeu, Anare a fost îmbărbătată, dar a doua zi, în biserică, pastorul m-a și întrebat, măi, unde ai fost ieri? Uite unde am fost. Ce ai predicat, mă? Păi am spus textul. Mă, mai las-o mai încet un pic. Mă, o las. Oh, păi la locul de muncă. La locul de muncă, stați că acum vine problema, la locul de muncă aveam securist în echipă care mă urmărea. Într-una din zile lucram la o mașină de găurit, găurem ceva piesă, stăteam pe scaun că era piesă mici, găurem și vine un altul din altă secție și îmi pune niște întrebări așa, și de pocăință, și de politică, și le amesteca ca să nu mă prind, și politică, și și avea un aparat, ei, cât ăla. Atunci am văzut prima dată aparatele astea mici care le aveau securiștii la aici în buzunar, îl ținea și zic eu către el, mă, du-te, te-ai prezentat la mine prost, neinstruit, că ai venit cu întrebările astea directe și eu mi-am dat seama că tu ești trimis de la securitate, du-te la ei înapoi. Și pleacă din găină și nu mă văd că scoate aparatul și îl decupează. Atunci, băi, extraordinar, zic, măi, ăsta m-a înregistrat. În sfârșit, nu mă văd, erau alte zile, trece, vine șeful de cadre. Domnul Moise, ești invitat sus în birou. Ca ce chestie? E căutat, zic eu, de domnul major? Știem.
M-a așteptat domnul major acolo, mă prezint. Măi, ai spus la nevastă ta că ești căutat de mine? I-am spus da. Păi să nu ți-am spus, zice, ți-am dat ordin să nu-i spui la nevastă. Și măi, ăsta, mă, tată întreabă de pocăință, chestii, bă, domnul major, eu mă duc la biserică, frață să rogă, ne rugăm. Păi, dar tu ce predici? Din scriptură. Mă, ai scriptură? Am. Dar literatură ai? Știți ce e literatură, nu? No. Buletinul cultului. Era bună oară pe vremea. Zic, da, domnule, am. Ce literatură ai? Buletinul cultului. Se mai introduce în țară reviste peste graniță, clandestin. Și îl interesa dacă am legătură cu Germania, cu Austria, care erau mai aproape aici. Dar n-am, buletinul cultului. Ăla l-am, atât. Ei, în sfârșit. Mă, habar n-aveți de întrebările astea ce le puneau securiștii pe vremuri. Domnul Moise, zice, bună oră, vine convoiul prezidențial în Cluj, tovarășul și cu tovarășa, Nicolae și cu Elena. Și zice, vizitează combinatul Clujana și era Unirea acolo, asta nu o știe așa, nu? Și Carbochimul, era combinatul ăla, vin. Și zice, să vezi dumneata că convoiul ăsta pleacă pe sub linia ferată, e podul ăla. Și dumneata ai observat acolo că doi indivizi au montat acolo un explosiv. Și era cu comandă de la distanță. Și dumneata ai văzut. Ce faci? Eu zic, domnule, ce să fac? Mă uit în dreapta, în stânga, mă uit să găsesc un milițian. Era milițian pe vremea aia, așa. Și să-l sesizez, să spui, uite ce s-a întâmplat, ce am văzut acolo. De ce ai făcut treaba asta? El. Păi, domnule, de-aia am făcut că în momentul când declanșau ăla explosivul, omoră o grămadă de oameni și păcat, oameni nevinovați, mureau. Cum vezi lucrul ăsta, el? Bun sau rău? Bun, că am evitat atâtea crime. Foarte bine, nota 10, zice, te apreciez în problema asta. Ăsta-i răspunsul pe care l-așteptam. Foarte bine, mă laudă, el mă bate pe umăr că ce răspuns. Dar zice, domnul Moise, dumneata mergi pe la sările astea de rugăciune și până oră în groapa jucului. Nu știu unde e asta, nu. Acolo erau vreo două familii de pentecostali și izolat de oraș, s-adunau frața acolo și de seara până dimineața se rugau. Și dumneata mere acolo. Da, mă duc, sigur. Ce faceți? Domnul major, nu ne rugăm și cântăm. Dar auzi, dumneata, mai înainte ne-ai spus că ai observat ceva neregulă cu explosivul ăla și imediat ai sesizat organele noastre și ca să evite catastrofa aia, dar ești acolo și vezi că acolo se pun niște treburi la cale cu răsturnarea guvernului. Eu am râs, domnul major, nu vă spărați, dar dumneavoastră sunteți complet dus. Ăia, păi habar n-au să răstorne guvernul. Ăia se rogă și plâng și îl preamăresc pe Dumnezeu. Ești vorbă de răsturnare de guvern și nu vei să mă anunți. Dar nici nu mă gândesc. Uitați, așa mă lua. Dom'le, avea o tehnică oamenii ăștia. Ce este religia pentru tine? Pentru mine religia este scăparea, adică simplul escapare din viața de zi cu zi. Deci religia m-a ajutat de multe ori, deși nu recunosc, dar deci Dumnezeu, religia egal Dumnezeu. Ei, acela mie mai vineau și studenți. Urmăreau pe un student an 4 în medicină. Pentru ăla m-a frecat pe mine mult. Pentru studentul ăla, că a vrut să-l dea afară, an 4 în medicină, a vrut să-l dea afară din medicină.
discutam. Eram acolo în camera aia la altă, stam la masă și asta mi-o detailat. Unde am stat la masă, unde a stat studentul, la ce oră mi-a intrat în casă, ce-a vorbit. Păi acel vecin era plătit, să nu mai zic cu cât, dar era plătit om trecut amândoi, trecut din viață. M-am înregistrat și unde am stat și câte minute. Hai la raport. E adevărat că n-am recunoscut. De ce să-l bag pe fratele la pușcărie și 4 ani de studii să-i arunce pe apa sâmbeticum? În sfârșit tot terminat omul medic. Așa am auzit că în Statele Unite unul dintre medici remarca. Păi îmi amintesc eu de o fază. Era săptămâna pregătitoare pentru cina Domnului și era primăvara și găinile lui mama, eu am găinile pe straturi. Și a început mama să alunge găinile de acolo și a rostit un blestem, mama. Știți ce blestem? Mânca varuliu. Și mama chestia asta nu s-a împărtășit pentru vorba asta. A intrat în post, s-a mărturisit și nu s-a împărtășit în duminica următoare. Ei, pocăință după vremuri. Ce sfat le-ați dat tinerilor din ziua de astăzi? Să se pocăiască. Ei nu supuși. Sunt atât de multe religii în lume, cum putem ști care este cea corectă? Niciodată. Eu cred că niciodată nu știi care e cea corectă și Dumnezeu e corect. Deci fiecare deja de mic se învață altfel, știu. Cum ai defini credința? Ce este credința? Credința este o putere pe care nu prea o poți descrie și înțelege și nu o găsești în fiecare zi sau de fiecare dată, dar odată o găsești și te broie să te agăți de aceea. Music.